Bună tuturor! Un nou an școlar se apropie și cred că sunteți în căutarea unor platforme care să faciliteze procesul educațional. Eu vin cu genialii în prim plan și pot să vă spun chiar mai mult două aspecte importante lansate în ultimul timp de această platformă minunată, una chiar astăzi și anume o facilitate pe care o puteți exploata la maxim și anume puteți invita elevii într-un număr nelimitat pentru a lucra în echipă. Și noi vrem să le formăm această abilitate, să lucreze în echipă. Cum puteți face acest lucru? Puteți să aveți un cont gratuit sau un cont din categoria Education sau Premium, dar astăzi genialii vă oferă posibilitatea de a invita elevii indiferent de cont. Singura diferență este că în conturile care presupun un abonament puteți să setați niște roluri pentru elevi. Dar să vă și arăt cum puteți să ajungeți să exploatați acest beneficiu. Mie mi s-a părut extraordinar pentru că din ce în ce mai mult genialii dorește să ajute profesorii și cum poate face acest lucru mai bine punând elevii să lucreze în același spațiu, provocându-i să exploreze un șablon pe care dumneavoastră îl puneți, să lucreze în același timp la o resursă și să-și dezvolte nu doar abilitățile de lucru în echipă, dar și să comunice. Aveți două variante de accesare din settings, de la setări, membri și vedeți că aici aveți invitați în echipă. Sunt modalități clare prin care puteți invita elevii pe baza unui e-mail. Eu vă recomand însă e-mail cu virgulă între adrese. Puteți avea un tabel unde aveți toate adresele și numele copiilor, dar cel mai ușor este să folosiți un link pe care să îl distribuiți în grupurile dumneavoastră, grupurile claselor sau un cod. Vă spuneam că este atât de simplu încât în același timp, în oră, puteți să aveți confirmarea că toți s-au conectat. Propuneți în timpul unei ore să accesați genialii lucrând la un capitol anume din materia pe care o aveți de predat și le dați codul, îl proiectați pe tablă sau îl scrieți și ei se vor conecta. Sau copiați acest link și distribuiți pe grup. Este atât de simplu, da. Dacă accept, o să vedeți că imediat am generat acel link. Da? Și în acest moment, oricine se va putea alătura pentru a vedea, pentru a face parte din echipa mea. În acest moment, mai e o variantă în partea de sus din dashboard de a invita. E mult mai rapid. Deocamdată acolo va fi situată pentru că e una dintre noutăți, dar în curând țineți cont că va fi la settings poziționată și cred că puteți explora împreună cu elevii foarte multe aspecte. De exemplu, eu în echipă, aceasta este echipa, să zicem că aceasta este echipa mea, observați, mi-am creat echipa, spațiul și că în spațiul acesta pot să invit elevii. Ce voi face este să apelez la link sau la cod, mi-e mai ușor, și apoi să împart un șablon. Avem mai mult. Există, vorbeam de conturi cu abonament, chiar mai mult pentru echipe. Vorbim de șabloane pentru echipe. Genialii s-a gândit la toate. Uitați, pentru avea, de exemplu, există acum un 50% reducere, sunt în contul care nu este de ambasador, tocmai pentru a vă arăta că
puteți beneficia de reducerea aceasta de 5 euro pe lună, plătibile anual pentru expert, unde veți avea acces la niște șabloane de echipă. Deja știți că șablonul facilitează, eu știu, timpul de lucru pentru o resursă. Cu ajutorul acestui tip de cont mai puteți crea chestionare și puteți chiar încărca fișiere audio sau puteți descărca toată munca la final sub forma unui PDF, JPEG sau chiar video. Mai există și varianta Genius pentru mai mulți profesori, unul sau mai mulți profesori, și se plătește anual, dar sunt numai se reducerea aceasta de 50%. Dacă vorbeam de reduceri, vreau să vă supun atenției și acest aspect acum, pentru că e păcat să nu profitați, mai ales cei care lucrați poate în Genialii de mult timp și vreți să faceți un salt. Ei, acum aveți acest beneficiu. Aveți un 50% din expert. Rămâne cel Edu Pro, pe care cred că mulți l-ați găsit accesibil, dar uite și o variantă, o posibilitate să accesați pentru un an de zile o variantă îmbunătățită pentru Geniali. Dacă ne întoarcem la platformă, voi supune atenției din contul de ambasador faptul că eu pot să am ca ambasador acces la anumite lucruri premium, contra cost și eu, 30% am și eu reducere, dar ideea este că voiam să vă arăt din acest cont niște șabloane ca să vă dați seama de echipă, ce înseamnă un șablon pentru echipă. Și haideți să vedem împreună. Pentru mine, un șablon de echipă facilitează nu doar munca, observați aici explicații dacă aveți mai multe, da? Dar eu mă întorc la Creează Geniali și de la un șablon de echipă pot să am și mai mult. Asta voiam să vă arăt. Pot să vă arăt acum că nu am acces nici eu încă, dar ideea este că puteți avea acces, de exemplu, pentru aceste șabloane după ce plătim taxa, nici eu nu am acces încă, e la început. Și nu uitați de facilitățile vechi, import pentru PowerPoint, PDF, Google Slides sau Image, cu precizarea că sunt beta și PDF și Google Slides, ar putea să mai aveți niște o eroare. Uneori mie mi-a mers perfect, dar depinde de uneori se mai întâmplă și o eroare la beta. Și cam asta ar fi noutățile pentru început. Nu uitați că eu vă țin la curent cu noutățile, dar dumneavoastră puteți oricând să descoperiți și pe blogul Geniali noutățile și în grupul Geniali România și vă invit să aveți un an școlar în care Geniali să fie de ajutor în lucru la clasă. Vă doresc inspirație, creativitate și să mă impresionați pe grup sau unde postați cu resursele pe care le veți crea folosind platforma Geniali. Succes!